Dacă un ales local își pierde calitatea de membru al partidului care l-a promovat ales local, îi încetează mandatul înainte de vreme. Partidul Democrat Liberal ne-a trimis un document conform căruia domnul consilier Andrei Cornel nu mai este membru PDL și a cerut încetarea mandatului înainte de termen. Cornel Andrei a spus însă că fie și așa, de fapt, nu ar putea fi exclus din Consiliul Județean, chiar dacă a fost dat afară din PDL pentru că a candidat din partea unei alianțe. În statutul aleșilor locali, cred că știți foarte bine că vă pricepeți la lege, a fost și prefect. Spune că partidul sau formațiunea pe listele căreia a candidat. PDL-ul nu a avut listă proprie de candidați la alegerile locale. Și exact așa spune. Altceva nu mai lasă loc la interpretare. Secretarul general Florian Dinu a luat și el cuvântul în defavoarea argumentației aduse de Cornel Andrei. În situația USL-ului să mergeți pe Mișcarea pentru Noul Giurgiu. Situația noastră nu e alianță politică, a fost alianță electorală care a durat pe perioada alegerilor. Și pentru că ați pierdut calitatea, potrivit statutului aleșilor locali, mandatul de consilier încetează drept înainte de termen. Asta e opinia mea. Pentru că Andrei Cornel a insistat că, potrivit legii, de fapt nu ar trebui să-și piardă mandatul, președintele Vasile Mustățea i-a spus că este liber să conteste hotărârea în contencios administrativ. Ulterior s-a trecut la vot, fiind câteva momente mai tensionate. Dacă se respectă actul de votare, domnul Bolt. Domnul Cornel, țineți, faceți liniște, vă rog, altfel vă evacuez. 17 consilieri au votat pentru încetarea mandatului, 7 au fost împotrivă, iar un vot a fost nul. Potrivit legii, locul lui Cornel Andrei ar trebui să fie ocupat de următorul aflat pe lista formațiunii reprezentate de acesta. La revedere!